Doresc să vă spun fiecăruia, bine ați venit în casa lui Dumnezeu în această ocazie. Pentru astăzi am pregătit o temă care cred eu că avem nevoie de ea, și anume, ce faci când lipsesc modelele? Ce faci când lipsesc modelele? De fiecare dată când venim la biserică, încercăm să ne uităm în stânga și în dreapta, în dorința de a găsi pe cineva pe care să-l luăm model. Nu știu, dar așa, românii, noi românii avem în sânge treaba asta cu... De ce faci așa? Păi așa am pomenit de la părinți. Nu vrei să schimbi? Nu, nu, că așa venim noi din moși strămoși, avem noi niște modele pe moși strămoșii noștri. Când merg în Dâmbovița, am un văr care s-a trecut foarte mult. Chiar nu vine sched, nu este foarte mult mai mare decât mine. Și tot îl întreb, dar ce faci? Ce ai de gând cu viața ta? Zice, tata mi-a lăsat un țoi din care să beau tot timpul. Și ce la țoi? E un fel de bar, numai că mai subțirel, așa. Pornește mai lat jos și se îngustează ca o bară. Zice, tata mi-a lăsat un țoi din care să beau tot timpul. Și din ăla trebuie să beau în fiecare. Mi-a lăsat tata moștenire. Și dă în fiecare zi până când are nici 50 de ani și dacă îl vezi crezi că are 70. Când fiecare zi să facă așa, a zis tata. Bă, din țoiul ăsta să bei până nu mai ești. Moștenire din astea ne la locul lor. Ce faci când îți lipsezi modelele? Vii la biserică, te uiți un pic în stânga, în dreapta, te dezmeticești, descoperi că ai ajuns în biserica lui Dumnezeu, dar te uiți în stânga, te uiți în dreapta, te duci la amvon, te uiți încolo. Parcă ți se părea că e model bun, dar după aia nu mai e. Parcă ți se părea că e bun de urmat, dar după aia nu mai e. Și încet, încet ajungi așa într-o oarecare confuzie, într-o ceață și nu mai știi ce să faci. E, la această întrebare vă răspund de astăzi, ce faci când îți lipsesc modelele? Ce zice Biblia? 1 Samuel, capitolul 3. Haideți să deschidem, să studiem, pentru că avem un pasaj frumos. Nu o să ținem mult, dar sperăm să învățăm ceea ce Dumnezeu ne arată din cuvântul Său. La pagina 293. 1 Samuel, capitolul 3. Pagina 293. Ediția Cornelescu. 3:1. Tânărul Samuel sluja Domnului înaintea lui Eli. Fiți atenți, frații mei. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Cuvântul Domnului era cum? Rar și vedenile nu erau dese. De ce? De ce? Vorbim despre o vreme când poporul lui Dumnezeu trebuia să-L aibă pe Dumnezeu prezent în mijlocul lor. Vorbim în 1 Samuel, unde descoperim că acolo era preot în Israel. Și preotul acesta avea fii care și erau preoți în Israel. Iată ce zice Biblia. Dacă ne uităm în capitolul 2, de la versetul 12, deci 1 Samuel 2 cu 12, zice așa. Fiul lui Eli, ce era Eli? Mare preot. Mare preot. Fiul lui Eli erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe Domnul. Câteva cuvinte, puține, dar concise, concrete. Erau răi, nu cunoșteau pe Domnul. Și iată care era felul de purtare al acestor preoți față de popor. Nu erau doar fiii marelui preot. Erau și ei preoți la rândul lor, erau răi și aveau un comportament ciudat. Ciudat e puțin zis. Rău, așa numește Biblia. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ținând în mână o furculiță cu 3 coarne. O vâra în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală și tot ce apuca cu furculița, lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelora din Israel care veneau la Silo. Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa, dă pentru preot carnea de fript.
El nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă, ca să o mănânce cum are el poftă. Și dacă omul acela zicea, după ce se va arde grăsimea, vei lua ce-ți va plăcea. Sluga răspundea, nu, dă-mi acum, căci altfel iau cu sila. O vroia cu grăsime. Nu le plăcea fără. Degresată. Pentru că grăsimea prăjită are gust bun. Chiar dacă e toxică, nocivă pentru organism. Chiar dacă se depune pe vase de sânge colesterolul. Noi o vrem că ne place. Și ei aveau pofte pe care vreau să și le împlinească. Iar poftele gurii duceau și la alte pofte. Și zice Biblia. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un păcat foarte, de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. În Israel lipseau modelele. Păi, vorbim despre o vreme când modelul pe care trebuia să-l ai era marele preot și copiii lui, familia lui. Preoții, niște ticăloși. Marele preot nici nu vrea să vadă greșelile copiilor. Știți că sunt oameni care văd foarte bine greșelile altora, ale copiilor altora, dar nu văd greșelile lor și nici greșelile copiilor lor. Nu văd. Sau vor să vadă. Ne întoarcem înapoi la 1 Samuel, capitolul 3. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. Ați priceput că de ce? Că n-avea prin cine. Și noi am zice, numai bine o biserică de lepădat. Gata. O biserică de care să nu ne mai intereseze. Simplu de tot. Însă să nu uităm că biserica din totdeauna a fost a lui Dumnezeu. Și El supraveghează și are grijă de toate lucrurile. Și de toți oamenii. Și de toate situațiile. Și nu-i scapă nimic. Și zice Biblia așa. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. Îi slăbea vederea, avea o miopie. A început să nu mai vadă. Doar că problema acestui mare preot nu era doar la vederea fizică. Avea o problemă și la vederea lui spirituală. Biblia zice. Ne întoarcem, sărim așa de la una de la alta, dar tot pe aceleași pagini. Haideți să ne uităm la 1 Samuel, capitolul 2, de la versetul 22. El era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. A aflat și că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. El le-a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri, căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele? Nu, copii, ce auzi spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Dacă un om păcătuiește, atenție, dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Dacă oamenii ajung să păcătuiască împotriva Domnului, cine se va mai ruga pentru ei? Și o să descoperiți astăzi, împreună cu mine, că sunt oameni care se joacă și păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu și nu mai au chip de scăpare. Ia uitați. Totuși, ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. Tânărul Samuel însă creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Nu mai sunt modele la biserică. Și totuși, tânărul Samuel creștea și era plăcut Domnului și era plăcut oamenilor. Pe principiul că nu mai știi după cine să te iei. Nu mai știi cum să faci. Nu mai știi după cine să mergi. Nu mai știi cu cine să vorbești. Că marele preot, uite, nu mai vede. Nu vede nici așa și nici invers. Și fiii lui preoții, iată și ei. Ce fac? Cum păcătuiesc?
Și cum n-au nicio teamă de Dumnezeu, nicio rușine de popor. Uite cum se comportă cu darurile Domnului. Și atunci ce să facem? Și ce este interesant? Că între toate aceste episoade, mai este unul. Știți care? 2 Samuel. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 18. Samuel făcea slujbă înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in. Mama sa îi făcea pe fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfă din fiecare an. Eli a binecuvântat pe Elcana, și pe nevastă sa și a zis să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta care să înlocuiască pe acela pe care l-a împrumutat ea Domnului și s-au întors acasă. Când a cercetat Domnul pe Ana, i-a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. Și tânărul Samuel creștea înaintea Domnului. Vedeți ce cuvinte se repetă? Că acest tânăr crește frumos înaintea lui Dumnezeu. Într-un context în parcă nu mai avem repere, nu mai avem modele, biserica e în declin, seamănă foarte tare vremea de atunci cu vremurile noastre de azi. După cine să te iei? Iată cum stau lucrurile. Vă rog să rețineți, dragii mei, că niciodată, dar absolut niciodată, Dumnezeu nu și-a lăsat poporul fără lumină. Dumnezeu nu și-a lăsat poporul fără repere. Ce faci când lipsesc reperele? Ana știa ce se petrece la templu. Credeți că ea nu știa? Și că tot poporul știa. Și oamenii vedeau. Și aveau discuții cu ei. Și venea sluga preotului și băga furculița în cazan să ia ce vrea ca să-și împlinească preotul poftele lui. După care se deau la ușa cortului cu femeile și păcătuiau. Ana, credeți că nu știa? Am o întrebare. Dacă voi credeți că știa, de ce a mai dus copilul la templu? Păi era bun sau nu era bun templu? Mai era sau nu mai era Dumnezeu acolo? Într-un context în care preoții apostaziază, conducerea apostaziază după mintea noastră, mai poate Dumnezeu folosi pe cineva de acolo? Hai să vedem ce zice Biblia. E tare interesant. 1 Samuel 3:2, tot pe vremea aceea, el începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Atunci, Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns, iată-mă! Și a alergat la Eli și a zis, iată-mă căci m-ai chemat! Eli a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă! Și s-a dus și s-a culcat. Iată-mă căci m-ai chemat! A auzit o voce când l-a chemat în noapte. L-a chemat, fiți atenți, l-a chemat o voce în noapte. Nu pe preot, nu pe preoți, pe Samuel. Și el a zis, iată-mă căci m-ai chemat, s-a dus la marele preot. Și zice, nu, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă! Și noi dormim. Dormim și spiritual. Dormim în toate felurile. Culcă-te și tu cu noi. Dorm și tu. Și el se duce și zice Biblia, Domnul a chemat din nou pe Samuel. Samuel s-a sculat, s-a dus la el și a zis, iată-mă căci m-ai chemat. El a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul. Dar invers, Domnul îl cunoștea pe Samuel. Și Domnul a venit la templu. Și i-a vorbit la templu. Și l-a căutat în templul ăla unde erau preoții decăzuți. Curios, nu? Și mai zice Biblia. Domnul a chemat din nou pe Samuel. Pentru a treia oară. Și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă căci m-ai chemat. Fiți atenți. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil. El n-a înțeles. Dar a înțeles preotul ăsta căzut. A înțeles că îl cheamă Domnul pe copil.
Și zice Biblia. Și a zis lui Samuel, du-te, de-te culcă și dacă vei mai fi chemat, să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Cine îl învață pe Samuel ce să răspundă? Care preot? Care preot? Ăla de căzut. Ați început? Preotul ăla de căzut îl învață pe Samuel că ce să răspundă lui Dumnezeu. Să răspunzi așa și așa. Și Samuel așa a făcut. Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți. Samuele, Samuele. Și Samuel a răspuns, vorbește, căci robul tău ascultă. Am o întrebare. Cum a pus Domnul ochii pe Samuel? Că n-a avut repere. Ca să nu se mai scuze nimeni. Că în biserica la Laodicea din secolul 21 nu mai avem repere spirituale. Că preotul este așa, că pastorul este așa, că prezbiterul este așa, că misionarul este așa, că toți sunt așa și pe dincoace. Tânărul ăsta n-a mai avut repere. Cum te-a pus Dumnezeu ochii pe el? Că n-a văzut să vadă, n-a putut să vadă nici în marele preot ce trebuie. N-a putut să vadă nici în fiii marelui preot ce trebuie. Și cu toate astea el a crescut așa. Cine a fost reperul lui Samuel? Alo, nu oamenii, Dumnezeu. N-a luat reperul oamenii. E doar o chestiune de timp. Ca orice om pe care ți-l reper să te dezamăgească. Pentru că e om. Numai de mult decât un ceas avem de când am vorbit despre Avram. A dezamăgit sau n-a dezamăgit Avram în timpul vieții lui? Și rând pe rând oamenii, ca și tine, ca și mine, au avut momente când au umblat pe vârfurile amețitoare ale credinței. Dar au avut și momente când au coborât în văile prăpăstioase ale necredinței. Fiecare om. Și atunci, ce faci când îți lipsesc reperele? Nu mă mai duc la templu. Poți să nu te mai duci. Nu mai ascult de marele preot. Poți. Numai că uite că marele preot i-a zis lui Samuel. Vezi că Domnul te cheamă. Vezi că Domnul îți vorbește. Talentul acesta de copil care s-a născut ar fi fost nimic fără Dumnezeu. De aceea, când Dumnezeu intră în scenă, ai în vedere că e posibil ca Dumnezeu să cheme pe cineva la care nici nu te-ai gândit. N-am fi așteptat să-l cheme pe Eli. N-am fi așteptat să-i cheme pe preoți. N-am fi așteptat să-i cheme pe cineva mai cu experiență. A chemat un copil. De-aia Domnul Iisus zicea, până nu veți fi ca niște copilași, cu niciun chip nu o să intrați în ceruri. Atitudinea aceea de copil, de a asculta, de a te supune, de a învăța, nu de a te da învățat. Samuel a răspuns, vorbește. Cum a răspuns Samuel? Nu, hai să întreb altfel. Ce i-a zis Eli să zică? Propoziția. Pac, pac, sunt câteva cuvinte. Haideți. Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Ce răspunde Samuel? Vorbește, căci robul tău ascultă. Ce sare? Doamne. Știți de ce? Nu i-a venit să creadă că îl caută Dumnezeu pe el. A sărit peste. Pe mine? Cu el aici? Cu preoții aici? Vorbește căci robul tău ascultă. Nici n-a putut să ia pe buzele lui cuvântul lui Dumnezeu. De care noi facem atâta paradă și îl luăm și îl pomenim și îl răspomenim ca să dăm impresia că suntem. Și Samuel ascultă ce zice Dumnezeu. Atunci Domnul a zis lui Samuel, iată, că voi face eu în Israel un lucru care va surzi urechile oricui va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi isprăvi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fără de lege de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără că el să-i fi oprit.
Fiul lui s-a făcut de lepădat, fără ca el să-i fie oprit. Aveau o datorie pe care nu și-a împlinit-o. Și care era prima datorie a lui el după ce a aflat ce fac copiii lui? Numai cele două elemente, bagă furculița și ia jertfele, carnea și că să culcă cu femeile la ușa templului, trebuiau destituiți din funcție. Lucru pe care nu face. Că-s copiii mei. De-aia spuneam că unii comit păcatul în închiderea ochilor la păcatele lor sau ale copiilor lor și deschid mare de tot când e vorba despre păcatele altora. Păi mai slujim un Dumnezeu de care? Drept. Păi fi drept. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna din pricina fără de lege de care are cunoștință. Și ce faci ca să îndrepți? Ce-a făcut Eli ca să îndrepte? Nimic. Cum facem cei mai mulți dintre noi. Ce facem când știm? Nimic. Cel mult vorbim pe la colțuri. Nimic. Avem cunoștință. Dar nu facem nimic să îndreptăm. Păi tu crezi că Dumnezeu nu vede? Tu crezi că Dumnezeu nu aude? Tu crezi că Dumnezeu nu știe? Ce faci ca să îndrepți? Dacă îți pasă, dacă te toare, dacă chiar ai o povară, cum zici, ce faci ca să îndrepți? Alo, vorbim despre îndreptare. Zice Biblia, de aceea jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui Eli nu va fi ispășită. Nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Și Samuel s-a blocat. Știi ce întreabă Eli a doua zi? Ce ți-a zis Domnul? Și Samuel a zis, nu pot să spun. E prea greu. Nu pot să spun. Ce a zis Domnul? De ce nu i-a vorbit Dumnezeu lui Eli? De ce nu le-a vorbit preoților? De ce cuvântul era rar? De ce vedenile nu erau dese? Pentru că Dumnezeu nu avea acolo un om. Tu care ești supărat pe templu, nu mai fi supărat pe templu. Că ori ești marele preot, ori ești preoții. Pentru că altfel ți-ar vorbi Dumnezeu. Pricepi? Pricepeți? Iată că Dumnezeu vine la templu când găsește o inimă și un om care n-a avut modele, care n-a avut repere și vorbește în templu și îl ridică pe Samuel un proroc, cum rar a fost dat lui Israel să vadă. Și Samuel l-a slujit pe Dumnezeu până în clipa morții lui, măcar că el nu a avut repere omenești, doar pe Dumnezeu. Cine este reperul tău? Cu tare. Dar sunt cu ochii pe el să-l văd când păcătuiește ca să-mi iau ochii de pe el și să-mi pun gura pe el. Sună rău, nu? Știu. Reperul tău și reperul meu să rămână Dumnezeu. În templul lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu. Ce faci când ai repere? Rămâi ancorat în Dumnezeu. Ai răbdare. Rămâi credincios. Pentru că Dumnezeu niciodată nu și-a părăsit poporul. Niciodată nu și-a părăsit templul. Niciodată nu a lăsat poporul fără să-i transmită un mesaj. Îți doresc viața și caracterul lui Samuel. Amin.